data viitoare. Oh, da, mare ofensivă de kicks. Stai acolo, mergi. Mergi cu un pic de suport de la ăsta. După aia, dacă puteți trece acolo, poate. Între timp, voi, ca să nu pierdem vremea aici degeaba, puteți să-i atacați deja pe ăștia. Ca să fugă în direcția elălaltă. Azi, mă, pune și tu... Nu pune. Nu pune stai bine. Hello! Poți să arunci acolo? Mergi. Încercuim 3 divizii. De clica janxii, dar 3 divizii care nu trebuie să mai facem griji că unii atacă. Păi cum vedeți, vă trebuie trupe. Trupe trebuie. Bucaramanga. Hello! Ce e în Bucaramanga? 2 cartiere generale. Fucking dude. Bă, da, Venezuela au făcut industrie ca lumea. Are infrastructură ca lumea. Venezuela s-ar putea să fie marea putere din zonă. Posibil, tot ce e posibil. Bucuramânga rezolvată. Deocamdată. Ne ducem în Venezuela. În Venezuela o luăm în Brazilia. Alternativ, ia să vedem. Ce zici voi? 4-2. 4-1. Mergeți acolo. Cali! Cartelul Cali. 4-4. Tu vine și tu acolo. Și lansăm un asalt rapid asupra Ecuadorului, poate. De ce nu? De ce nu? Răspunsul este de ce nu. Trimite și cavaleria acolo. Cam dacă vrea este aici până să aduc trupe. Prospături. Întrie 3-1 care stă și face ment acum niște acolo. Tu nu mai trebuie să vii acolo. Bun. Nu. Partizani. Da, încearcă tu să suci pula. Vezi ce o să se întâmple. Ce-ar fi să suci tu pula după acum? Câștigat. Tac acolo. Știu că te miști degeaba, atacă și tu acolo. Să distrugem pe ăștia. Hai bă, că se poate, bă! Bă, flăcăi, bă! Se poate, bă! Cum stăm cu mântările astea? Mai acceptabil să fac. Upgrade-uri, noi nu mai trebuie atât de multe. Hai bă, cutupeu bă! Tu atacă acolo după ce arunci. Fă-i suport moral omului. Că trebuie să ajungă să facă problema. Bun, circuirea e rezolvată. Într-un timp... Venezuela continuă. Am venit și aeroport acolo. Și port și aeroport. Portul ăsta e cam de căcat în cer. Ne mutăm mai jos cu toate. Dacă acolo... Nu știu dacă e nevoie de mine. Acolo puteți să trecem. Nici nu știu dacă e nevoie de... Să țin mărinii aici. Aici trebuie să țin. Aici sus nu prea contează. Ups. Așa. Și tu așa. Hai, ajunge acolo, taci odată cu tancurile alea. Sau după tancuri. Hei, ce mai ziceți voi? Anti-aeriană. Să ziceți voi, pula. Nu, că încearcă să fugă. Nu mai fugi. Nu fugi nicăieri. Că ajung acolo, ai mei. Hai. Ce mai ai tu? Antieriană și mai mult antieriană. Bagă-mă antieriană să fie. Hello! Din nou. Să citi pula de data asta. Și mori cu gazia asta. Bun.
Problema aia a fost rezolvată. Și voi, după ce rezolvați cu problema asta, continuați unde trebuie să fiți. În aeroportul vieții. Hai bă, n-ai ajuns? Bun. Asta trebuie să ajungă acolo în curând. Tu atacă aici. Tu atacă acolo. Voi, doi atacați aici. Trei chiar. Și tu mergi jos. Pentru o nouă ofensivă. Aia să merge acolo deocamdată. Hello! Vă rupem curul. Da. Erau și americani. Un pic. Iar. Erai tu să fii cu bombardamentul tău, asta și mâine, cu cine te-a făcut? Asta că vezi tu. De unde mă bombardați voi? Unde aveți aeroportul? Acolo. Irkutsk. Și mai am unul acolo, și mai am unul acolo, și mai am unul acolo, și un... Mama voastră. Mama voastră, las că vedeți voi. Vă rezolvăm noi, mă! Da, serios? Da, poate că australienii le dă combustibil și Africa de Sud, dar totuși... Africa de Sud nu cred că... Bă, nu, Africa de Sud a cucerit teritoriul ăsta. Credeam că era britanicii luat, nu? Ei l-au luat la britanici. Asta este. Cum vă descurcați, mă, pe aici? Nu vă descurcați pe aici. Să vă ajut? Pula mea! Am niște tancuri care fragmentă? Probabil. Ce e de front? Moto 1. E timpul să luăm Moto 1 Norfolk. Eventual. Cel mai apropiat port, Moto 1. 1, 2... Pula mea, hai, mergeți. N-avem un parc acolo să vă ia? Ducem o flotă de invazie atunci. Unu, care și-o să fracamentă pe aici. Nu. Doiu, care fracamentă pe aici. Trimitem niște tancuri, că britanicii își ia bătaie. Ia, da, poate trebuia să îmbunătățesc portul ăsta într-o zi cu soare. Poate trebuia să îmbunătățesc portul ăla. Ok, moto 1, unde e restul? 1, 2, 3... Serios? 4, vai de pula mea, tot sunt departe. 5, foarte departe. Ah, whatever. Ce e ăsta? Flota de invazie 1, bun. Dacă tot pierd menta tu, până ajung ăștia mai durează. Battle of Valdez, yay! Valdez. Hai că se poate, se poate! Se poate, poate azi! Să predă american, nu că n-ar avea Hawaii și Filipinele și ce dacă mai au ei și toate ce-au luat în Africa. E pula mea. Să știu pula. Cu răsculații tăi, atății mâine. De timp eu fac antieriene. Pare că asta trebuie să fac. Antieriene, care oricum nu merg. Ca antieriene, magice. Unde dracu era ofensiva mea? Aici. Marea noastră ofensivă. Merge acolo, merge acolo, voi atacați. Da, am putea să facem așa. Voi atacați aici. Tu mergi acolo, toată lumea merge aici. Și tu mergi acolo, așa. Voi treceți repede, tu ajungi acolo, tu te duci aici, așa vine nimeni acolo. Și tu zici, bă, pula mea, nu face mare lucru aici. Ceea ce e adevărat. Așa că... mergeți acolo. Bun, hai repede, șnel, 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 șnel. Și cavaleria asta zice, mă duc și la front. Că dacă nu, eu cine? Capa divers. Zice, 4, e cam epuizat acolo. Unde te duci tu? Nu mai te duci, lasă. Lasă pe alții. Și tu ești rezervă acolo. Nu, tu ești rezervă aici, unde-s toate antierienele din lume. Tu vii aici. Tu stai bine acolo, în spatele râului. Tu stai bine aici. Lasă. Lasă că e bine. Pempere. România anexa Venezuela. Uiha. Marin, Moto 2, Infanterie 3. Ok, Infanterie... Unde trebuie să ajungem la Brazilia?
la Canci, Brazilia, că nu se poate trece pe acolo. Ok, ne întoarcem în port. Cu excepția 3-4, care se duce la Caracas. Păi n-aveți port la Caracas? Nu-i capitala voastră Caracas? Sau Marte Marca Ibo capitala voastră? Poate. Whatever. Îmi facem acum port la Caracas. Și voi ce sunteți? 2-4. Nu, nu, nu. Tatăl meu acolo. Tatăl meu acolo. Hai, hai. Hai, 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 hai. Facem un nou debarcare, amfibie. Ați ajuns sau vă mișcați? Vă mișcați, e bine. Mișcați-vă mai cu talent, mai cu talent. Expansiunea României. României. A, ce am mai luat pe aici? Să vedem ce am mai luat. A, 6, 11, 3. Rău. 1, 1, me. 1, 2. 20, 110. Da, ți-ți iei ăla pentru care acum... motivul pentru care acum Venezuela e la hat în zilele astea. Da. Țiței! Germania vrei și țiței? Nu trebuie țiței, că tu n-ai tankul. Ce trebuie ție țiței? Eu că fac divers. Ați ajuns? N-ați ajuns. Speram să ajungă, nu au ajuns. Am câștigat Urgamoga. Urgamoga să fie. Nu, mergi și voi aici. Cu toate că e munți, dar mergi și voi acolo. Merge, bă, nu dormi! Nu dormi! Nu dormea? Hai, 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 acolo n-avem nevoie de așa ceva. Vin infanteriști ăștia oricum și din partea asta la altă. Hop, 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 hop. Sta deja să urci la atac. Amândoi? Cum ziceam că mergem? Nu. Mergeți acolo. Mergeți acolo. Ăsta ajunge înaintea lui, îi după tu aici. Tu ataci în continuare. Nu. Poate că sunt sub atac? Nu, atunci atacați în partea asta. Ceva divers. Voi. Nu. Da. Se pare că pe aici nu se trece. Ok! Încercuirea asta a fost mai ușoară decât mă așteptam. Că mai da, știu că așteptam o tonă de tankuri, dar am 6 divizi de infanterie. Mă, că o să ocupe de ei. O, asta două viță ăștia nu mi-a pasul. Hello, stați-mi, știi că v-am adus și tankuri. Nu, mergeți acolo. Vor să fugă, nimeni nu fuge. Ce nașpa de voi, americanilor? Ce aveți de gând să faceți? Ai, voi ați bătut, voi nu mai trebuie să atacați. Am încercat să vă duceți din partea alta. Nu cred. Nu cred eu că încercați voi să vă duceți din partea alta. Bătălia de la Altai, unde avem 110 în Washington contra Moto 10, 2, divizii 6, blindași, tâmâșii. Ăștia? S-a băgat și Shinkiang-ul la bătălia asta? Mergeți voi acolo în caz că încearcă ăștia manevre. Stăm bine aici, sincer. Ce avem noi în Altai? 5, da, o mecanizată, o blindată. Plus încă 3 divizii de infanterie anihilată aici. Mai vreți, mă, voi multe? Și dintr-o dată, americanii s-au cam rărit în partea asta. A venit, mă, barca aia. A venit. Poliția stă acolo. Au lansat un contraatac. Dintr-o dată. Portul ăla nu o să pice niciodată timp cât suntem noi acolo. Aeroportul, în schimb, poate. Problema e că n-am destule trupe să fac mare lucruri. Uite, niște grijitoare. N-am destule trupe să fac chestii pe ele. Uite, altă distrugătoare. Și o tonă dantieriene, bravo. Bravo! The fuck? Pula mea, de ce nu? Dă-o aici. Dă-o acolo. Am uitat complet de situația asta. Da, ce nu sunt.
Și antiriene pentru voi. Ia uite acolo, battleship-urile, băi tovarăși. Băi tovarăși, battleship-urile. S-a făcut battleship-urile, să unim toată. Nu. Toată nu aia, asta. 24 de deu, mă. Păcate-s ca multe battleship. Nu, nu, e bine, e bine. 11 capitale, 10, aaa, nu e, nu e atât de multe. Păcate, n-are cine să comandă, n-ai? Singurul nostru ofițer naval care a mai rămas. Bun, bă, băiatule. Ok, voi nu mai aveți ce face acolo, mergeți și voi în port. Frecați mental deocamdată. Battleship-urile, băi, s-au făcut. Battleship-urile românești, mai avem battleship-uri? La construcție? Aha. Mai avem. Sunt ele cam vechi, dar avem. Ce battleship am putea să facem acum? 43. Hai de curând asta. 52 la unele chestii. 52 la armament, 42 la antieriene, 42 la motoare, 42 la blindaj, 44 la radar. Ih. Dar măcar avem tunuri. Tactici mai rău, nici nu ne bate în capul cu tactici. Voi antieriene. Da, e bine. Da, că lipsește pe acolo de undeva. Cum rămâne, cum arată situația asta aici? Hai mă, hai mă, hai mă că se poate, bă, până în Anchorage, tot, cu vlagă și tupeu. Mai greu. Cu vlagă și tupeu mai greu. Hei. Nu, am terminat cu ceva acolo, am luat Venezuela, care e foarte bună. Hello, America! Știți cum arată situația asta? Da, cred că trebuie să luăm Irkutsk, că era al nostru cumva, și Irkutsk, dacă am eu bine, are blân. Lansăm mare ofensivă către Irkutsk. În timp ce ăștia se duc la front. La front unde poate să stea. Front. Front. Sunt munți acolo? Nu sunt munți acolo, sunt dealuri. Două pe fiecare căciulă. Provincie, na. Aici pot să-l iau așa, dar nu, na. Ok, tu. Voi mergeți acolo. Și cum arată situația aici? Câmpie, tovarăș! Câmpie pentru noi. Nu-ți mai dă un pizda la Siberi și pe aici. Merge și voi pe aici. Să luăm aeroportul ăla odată, că mă enervează. Nu n-ar avea alt aeroport în altă parte, mă gândesc că nu e la fel de mare, Irkutsk, ăsta pare mai important decât Ulan-Bator. Da, Ulan-Bator s-a necunoscut, dar e mongol, din Mongolia, da. Irkutsk e al nostru, rusesc. Ăsta e mongolian, deci n-aveau cine știe ce aeroport. Între timp, poate americanii l-au făcut mai mare, dar... Moto este. Moto 1, ce zici? Cum arăți? Ha! Pe aproape mă spartă, mi-o rupt ceva, nu, e 5, e bine, credeam că mi-o rupt. Eu distrus complet o brigadă, dar nu. 10-2 eu acum e supus al antierienelor aviației. Voi să fiți astăzi și mâine. Voi să fiți astăzi și mâine. Asta că vedeți voi, vedeți voi cu aviația voastră. Din păcate, asta înseamnă că mutăm frontul. Chiar într-adevăr e un păcat. Ce ai tu acolo, bă? A, voi. Fota din vazie numărul 3. Vazie numărul 3 să-mi schimbă poziția. Am venit. A venit prietenul nostru magic. Uite la cum va vine. Nu. Fota de război numărul 2. Bun. Și acum le împărțim. Un battleship, două battleship-uri, trei battleship-uri, 4, 5, 6, 7, 7 și 8, ok. Am mai pierdut din ele, ce vreți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și distrugătoare?
1, 2, 3, 4. 4, 4. Am prea multe aici. Prea multe crușitoare. Bun. Flota de război 2. Alternativ, putem să punem toate battle și pule într-o singură flotă. Și cred că așa o să și facem. Distrugătoare rămân toate. Și de crucitoare luăm din ele. În special astea mai de căcadă, tier 7. 8. 1, 2, 3, 4. Ana de 10 rămân. Alea bune rămân. Nu mai știu că astea sunt italiene de 7. 15. Mai trebuie să scăpăm atunci de ele. Ce problemă? Mai avem unul pe aici. Distrugătoarele toate sunt de 8. Din păcate. Sincer, cred că mai bine au distrugătoare. Câte am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 față de o tonă de crucitoare. Încă două. Ei, fie. Bun! Chiar avem 15 căcaturi. 15, 15. Le ținem pentru următoarele. Battleship-uri, flota de război numărul 2. Când o să fie gata, alea într-un viitor depărtat. Când ne ținem aici, poate ne trebuie 15 battleship-uri. Cam de căcat, dar sunt 15. Or face ceva treaba. Ne mutăm în partea asta. Și vedeți voi după aia. Când ajungem noi acolo, vedeți voi după aia. Infanterie, moto. Suntem gata, încercăm să ne luăm de ăștia. Prea multe acolo. 15-2, tu mișcă acolo, tu mișcă aici. Hai să încercăm. Declan război limitat, conquer, bineînțeles. Pam, 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 pam. Da, atacăm cu toate. O să avem granița acolo. După ce ajunge acolo, o să vă întoarceți așa, voi după ce ajungeți acolo, o să vă întoarceți așa. Speranță că luăm aeroportul la repede. Opa! N-au șanse. Iar fantiriene, mai adună din ele atunci. Am început să pierdem provizii. Nici o problemă, se rezolvă, se rezolvă. Între timp, să nu uităm de... Băieții, nu știu ce să... De voi nu mai e nevoie aici, sincer. Dar... nu știu. Stăți acolo în caz că am nevoie să fac ceva stupid cu voi. Întâlnim pe aici. Hello! Deci, divizia 15 infanterie stă acolo și fragmenta. Tu primești prioritatea la resurse și te duci să-i atași pe ăștia cumva. Să-i ajuci. Am și mecanic motorizate pe aici. Dupte la intercepție, băiete. Am impresia că portul ăsta e cam acceptabil. Ecuador, de ce nu te alături tu marii românii? Așa, fără prea multe lupte. De ce să pierdem vremea? Ecuador! Peru! Ai ceva interesant? Da, Peru are. Da, de-aia și declarat spui Ecuador, că Peru are ceva interesant. Argentina! Nu interesează cu toate, că n-ar fi rău să avem noi toate Americile. Ați ajuns, bă? Ați ajuns, bă? Ați ajuns, bă? Ajungeți voi într-o zi cu soare, a? Ecuador! Bagă, bagă, bagă! Mai așteptam la mai multe, dar ok. Și gata? V-am terminat? Luptă, 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 luptă. Știi că bătălia aia, Ecuadorul s-a terminat. Bun, Ecuadorul s-a terminat. Ce mai vreți? The fuck? De ce nu poți să treci acolo? Că nu poți să treci pe munți? Aia că știe. Voi, în schimb, la granițe cu voi. La granițe cu voi. Sărim pe Peru. Ups. Mă scuzați. S-au gățat căștile de ceva. Ok, care e următorul plan? Adunăm aici moto 1 și îl trimitem în Butan. În zona asta. Cineva îmi spune că tu faci niște greșeli.
Așa că să mergi acolo să-ți mărim frontul ăla. Sau... A, nu mai are provizii! Mai, ce rău îmi pare de el. Sau... Sau meta. Sunt două provincii acolo. Ups. Ups, Daisy. Ana, voi n-aveți în plan să atacați în direcția lor? Se pare că nu. Dar atac acolo și tu atac aici. Dacă ăștia nu au nimic la, în sud de noi, de ce să nu lărgim frontul? Nu? No? Deci mi se pare normal. De ce să nu lărgim noi frontul ăla? Ia, bă, du-te repede acolo. Oh. Dintr-o dată au ceva acolo. Hai, bă, mai repede cu Tango. Cu Tango și cu Talent. Cine se duce acolo? Tu. Nu, nu. Când ajungi aici, ataci pe americanii ăștia. Și tu când... Atât? Nu, what the fuck? Mergeți toți acolo. Și după aia așa. Pierdeți vremea degeaba. În afară de... Tine. Nu contează. Nu contează. Anchorage! I-am spulberat pe americanii de Anchorage. Mai avem combustibil, bă, băieți. Cum merge treaba? Prost? Mă gândeam eu. Azi, bă, tu că ești cu întârziere, du-te acolo, mai degrabă. Că mă nervează ăla. Și după aia te duci în Anchorage. Canada este a mea! Ei, toate antierienile din lume se fac acum. Și le pun în mijloc Chinei. Asta este. Tu te mătă Dacia, că ne opresc ăia cu infanteria lor de căcat. 11 piercing. Uite acum ne opresc ea. Uite acum, mă, uite acum. Observ totuși o problemă. Dintr-o dată a rămas fără combustibil. Da, aia o problemă. Dar nu-i nimic, vin băieții, îi lasă în partea altă și deja să-l dă la o parte. După ce ajunge acolo, stop, și te faci combustibil, cumva ataci în direcția aia. Tu împarți frontul în partea asta. Voi deocamdată stați acolo. Dă-te tu la o parte cu căcatul tău, că n-ai. Nu poți. N-ai așa ceva. Nu-i de tine. A, uite, mă, îndrăznit să mă atace. Să contra-atace în direcția lor. Yep, din am aeroportul aici. Da. Ați mai să aveți cu aeroportul vostru. Stai acolo deocamdată. A, nu stai acolo, da, pe asta. Gunește-l pe ăla. Mai aveți, mă, mult? Și ne batem la Anchorage. Una moto cu una cap. Asta trebuia să ajungă la Anchorage și l-am lăsat cam singur. Se descurcă, mă! Moto. State, nu uite, a cucerit Franța Vichy. Mă gândesc că asta era pe aici. Da. Poate. Bravo lor! O națiune care nu mai există în lumea asta. Săraca Franța Vichy. A fost invadată de germani, Franța normală, a devenit Franța Vichy, după aia am invadat-o noi, după aia am invadat americanii. Da, n-ai niciun prieten, mai Franța Vichy. Vichy, Franța. Stai încă prea gaminte acolo. Oh, da, fac, am uitat. Unde e? Mare ofensivă, băi, mare ofensivă. Tu stai și fracamente acolo, tu atac acolo. Și voi atacați acolo. Atac! Atac! Mai greu cu atacatul aici, a? Când atacă ăștia în partea la altă. Bine ați voi să fiți astea țin mine. Atac acolo! Nu mai atacă acolo, tu ești apărat de aici. Tu ești apărat. Voi să fiți. Tu, atac acolo. Atac! Da, mai că e miliții și tu ești cavalerie. Și după ce veniți acolo, voi. De fapt, și voi. Ăștia nu mai au nimic acolo. Stai aici. În cască. După ce veniți acolo, te caci voi aici. Ah, că e un râu acolo. Nu mai ataci tu nimic. Las, las. Las, așa am uitat că e un râu acolo. N-am văzut, nu că am uitat. Nici nu știam de el. Dar, da. Ia, ai dreptate, e un râu acolo de căcat. Da? Nu. Nu se trece pe acolo, ok. Dacă nu se mai trece pe acolo, nu are rost să trimitem forțe acolo, nu? Mi se pare normal. Se întâmplă ceva aici.
Și am putea să facem ceva cu ceva ăsta care se întâmplă aici, și anume să încercuim pe americanski ăștia în partea asta. Coai! Azi, mă! Ia să spun eu un pic de atac din mai multe direcții acolo. Să te rezolvăm. Hai că bombardamentul tău asta și mâine. Mamă, ce-mi dă cu căcați ăștia cu bombardierele lor. Că mai au un aeroport, deci nu mai avem un aeroport. Mamă, toată lumea aeroporte de căcați ăștia. Toate aeroporte din lume, ei le au în China. Și au combustibil de ele peste tot. Oie, oie, voi doi acolo. Voi doi stați aici. Voi doi atacați în direcția asta. Și tu stai și te uiți la ei și bagi un pic mai avans. Avante, andele, andele, ole, let's go. Se pune presiune pe tot frontul ăsta, cum enervează americanii. În timp ce ne ocupăm cu Anchorage-ul. Sau ne-am ocupat de Anchorage, dar... Mai e mult? Mai avea mult. Oh, da, am uitat. Am uitat. Faza numărul 2. Pe numele ei de faza numărul 2 este... Battleship-ul deja să duc... Unde dracu vrei să debarcăm noi? Partea asta. Aici. Luăm capitala direct cu primul asalt. Și cine rămâne? Infanterie 3-2, asta înseamnă că suntem doar mărini și... Mărini și tancuri. Și voi, eu. E o problemă, că n-ajung până acolo. Da, e o problemă. Mă vor de acolo, facem rebase de acolo. Facem rebase de aici, luăm... Cayenne? Este la francez, nu? Da. Recuperăm Cayenne de la... brazilien. Tu, repede acolo. Tu, repede aici. Și voi, mai cu talent, vă rog. Te bag acolo. Se ivește din nou posibilitatea. Stai acolo. Ce pizda, măti, mă! Ne bombardează Muren. Serios? Aaa, încearcă să fugă. Du-te acolo repede. Nu te mai atacă nimeni, mișcă. Poate îl prindem, asta e ideea. Ho, 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 ce rău îmi par de tine, vireai tu să fii. Da, da. Bun, s-a oprit. Tu îl atași pe ăsta acum. Știu că te bombardează ea, dar asta este. Ăla se retrage, stai acolo, stai bine. Hello! Pizda mătii. Nimeni nu scapă. Bun. Și-am mai rezolvat cu două divizii așa rapid. Dă ticăloși. Tu, bagă repede. Voi, uitați-vă unul la altul și unul din voi stă aici. Restul atacă. Și restul atacă. Restul atacă, tu vii așa repede și hop, hop. Tu te duci în sus. Și tu vii și tu în sus. Erați voi, te-ai fiți de american. Nu mă întorc eu în China. Vedeți voi. Nu mă duc eu peste voi în China. Luam mai încrojul ăla. Nu, nu, nu. Cred că Anchorage e singura chestie care încă e... Da, nu mai e Hawaii-ul. Hawaii. Am venit să debarcăm. Doar cu mărinii, sincer. Tot război, flota de whatever. Da, mai nu nimeni acolo, debarcăm cu tot. Oh, era cineva acolo, dar... Degeaba. Ne-am întors! Am nevoie de niște tancuri care să plece, nu da. Voluntari, yeeey! Știga bătălia, știga bătălia. Portul ăsta nu-i cine știe ce, dar măcar e ceva. Oh, voi suntem în război, nu? Ok! Rebase aici deocamdată. Cu voi am impresia că suntem în război, e și asta o posibilitate. Nu era radarul meu, nu? Eu am pus radarul acolo. Sau aici. Poate. 1, 2 stă acolo.
timpul ca voi să vă terminați. A, 2-1 se duce aici, 2-1 și 2-5 și moto, între timp voi veniți. 1-3 se duce acolo. Și restul e așa, 1-4 o să rămână acolo, 1-5 o să rămână acolo cu divizia de mărini și motorul o să vină acolo și după aia se întorc așa să-i distrugă pe ăștia. Cartierele lor general de căcat. Ei, uite o Germanie pe acolo. Stop, stop! Cum arată situația aici? Nu știu dacă... A, da, ăștia nu. Nu pot să fac nimic. Da, bun, nicio problemă. Îi rezolv... Nu asta ne interesa, sincer. Yeah, am distrus partizani. Ui! Oh boy! Cavalerie peste tot. Peste tot. Nu stă, nu-s cavalerii ăsta. Chiar ei. Peste tot în pizda mamei voastre, de răsculați. Păi nu. Mai văd eu că bombardați voi ceva pe aici. Mai văd eu. Tu, de acolo, stai bine. Mai văd eu când răzniți voi ceva. Se întâmplă, se întâmplă, se întâmplă. N-am un radar, m-am un radar. Cred că tot ce eu am pus și pe ăla. Mai știi, poate americanii au făcut treaba. Eu nu mai știu ce am pus, pe unde am pus, dar le-am pus. Important e că le-am pus. Asta e tot ce contează. Hai să fortificăm noi toată zona asta cantieriene. Mai între... Am văzut ceva acolo, pe numele lui de aeroportul Pizdimăs. Las că vezi tu. Las că vezi tu acum. Păi el! Schimbare de planuri. Pe ăsta. Tu. De ce stai acolo? Înțeleg că stai bine, dar de ce stai acolo? Voi de ce stai acolo? Mea, puteți să-l dați pe ăsta la o parte, în cartier general, da. Nu. Ok. Răspunsul este nu. Tu stai tu acolo și vin voi aici. Mai prindem noi niște americani împuțiți. Între timp, tu, că fragmenta, vine acolo. Tu, da... Stai un pic. Nu, stai bine. Tu mergi aici. Și tu te duci după el. Se pare că ăsta s-a retras în direcția greșită. Așa trebuie. Da, du-te acolo în cască, mai degrabă. Am venit să vă eliminăm pe toți. Toți, te duci în jos și aeroportul repede așa, pentru o manevră de aia de geniu. Tu, în schimb, e aici, în cască, se întâmplă ceva, să nu cumva să-mi taie ea, să-mi cercuiască ea. Tancurile, vehiculele, hello! Ce faceți voi, impuțiților? Nu, dar mă gândeam eu că nu faceți voi mari lucru. Oh, cu tata. Bun, anihilați, te duc, după aia te întorci înapoi. Nu te duce tu, du-te în cartierul general. Mai rapid decât toți. Azi, poți să te duci așa? Nu. Ce problemă, poți să te duci pe ăsta? Se poate? Se poate ataca în direcția aia, zici tu. Ok. Ta-ra-ra-ra-ta-ta-ra-ta. Săracă cavalerie. Bă, noi în România avem tancuri, chiar de până America și în nordul Rusiei. În nord-estul Rusiei. am o tonă de antierieni aici, unde nu se mai conteze că e imediat aeroportul ăsta. Hello, voi! Tu te duci acolo? Bun, voi mergeți aici. Și tu? Nu mai contează, te duci aici. Ce se grăbește ăsta, vrea să-mi taie cu mecanizator, proviziile. Ticălosul! Parcă l-ajută cu ceva. Când taie el mie proviziile la mecanizator. Ce nu o știe el, că-i tai eu proviziile lui la mecanizatorul lui. Hai. Hai cu talent că se poate. Sincer? Ok, se poate foarte bine chiar. Unul stă acolo, două ataca, nu, tu vine aici. Nici nu mai e nevoie de tine acolo. Vă le dați voi cu avioațele voastre. Sincer, cred că scăpăm. Dacă luăm aeroportul ăsta, nu prea mai aeroport aproape de noi.
Vedeți voi, pe dracu. Între timp, cum arată situația asta? Hello! Funcționează conform planurilor. Tu, de ce îndrăznești să fii de căcat? Nu-i de tine aici. Nu ți-a spus nimeni că nu-i de tine aici? Nu, nu-i de tine aici. Portul ăsta, am uitat să-i dăm să facă maxim, nu? Yep. Sus cu tine, sus cu tine, sus cu tine, sus cu tine. Upgrade-uri! Wow, avem upgrade-uri de făcut. Ăștia numai cartiere generale, pula mea. Pierd vremea. Cartierele voastre generale. Dăm portul ăla. Ah, nu, no, cartiere gen... Cartiere în general, în creșul e jocul. Îmi opreau mărinii, două cartiere generale, mi-e prea mărinii. În fine, cred că e aici destul pentru ziua asta. Mulțumesc de vizionare, tovară, și te vedem data viitoare când... ce lună era când s-a pierdut? 2 august. Ok, n-am pierdut mare lucru. Deci, 1 august sau 30, ălălalt s-a văd. Deci, nu am pierdut mare timp. Bun, bun. Sper v-a plăcut setul, nu uitați să dați like, share, subscribe, comentați dacă v-a plăcut, să dați dislike dacă nu v-a plăcut, să comentați ce nu v-a plăcut, ce v-a plăcut și ne vedem data viitoare când pula mea poate să predă America de data asta, într-o zi cu soare și nu mai trebuie să ne facem griji de supraviața americană care cu toate că nu mai au nimic din Statele Unite continentale decât Alaska și nici aia foarte mult, ei poate să-și aprovizioneze toate avioanele în funduri Chinei.